nume Sara. A ajuns la mii de inimi prin povești inconfundabile, cântece de dragoste, dar și prin show-ul care a făcut-o celebră. Ludmila Bălan, femeia pentru care timpul s-a oprit în loc, a venit astăzi la noi să ne spună propria sa poveste de viață. Mai întâi să o ascultăm. Iarăși mi-ai furat toate visele, toate nopțile. Ești un refren de care n-am uitat diminețile târzii. Când te aștept să vii, te rog, oprește în loc minutele când îmi șopteai. Mai stai, mai stai, mai stai. Dar nu mă pot opri, iar mă duce undeva după tine inima. Suntem un suflet și așa vom fi, la bine și la rău împreună tu și eu. Te rog, oprește în loc minutele când îmi șopteai. Mai stai, mai stai, mai stai. Ludmila Bălan, mult întregită, tante Ludmila este astăzi. Bună seara, bună seara, Tatiana, mă bucur, mă bucur. Bine ați venit, mă bucur, să știți că sunteți astăzi aici. Și eu și cântul este extraordinar de frumos. Și place, îmi place foarte mult aici. E o atmosferă tare caldă datorită oamenilor care vin la noi. Focul. Așa. Și cred că o să ne predispună la o discuție de suflet. Și la o dispoziție bună în continuare, nu? Vreau să continuați câteva gânduri pentru început, ca să începem așa discuția foarte cald, cum suntem noi obișnuiți. Ok, hai să începem. Ziua perfectă începe cu? Ziua perfectă, wow! Cu cafea, bineînțeles. Cu cafea, cu o cafea bună, servită în pat sau la bucătărie? La bucătărie. La bucătărie, foarte bine. O femeie se poate considera fericită atunci când... Atunci când, nu știu, este... întrebare foarte grea. Când este iubită, probabil, și dumneavoastră sunteți iubită. Da, ai dreptate. Dar totuși o femeie fericită este acea femeie care se trezește cu zâmbetul pe buze și adorme la fel cu zâmbetul pe buze. Ce frumos! Cele mai de preț amintiri sunt...
Probabil ca și la toată lumea din copilărie. Din copilărie? Da. Urmează să vorbim și despre un pic mai târziu. Trădarea are gust de... amar. Gust amar. Gust amar de tot. Nu doresc nimănui să simt acest gust. Și inspirația o găsesc atunci când... când sunt îndrăgostită. Și acum sunteți? Eu mereu sunt. Ce frumos! Ce vă doreați să deveniți când erați mică? Artistă. Așa. Și acum dacă v-ați întoarce, ce v-ați spune? N-aș schimba nimic. N-aș schimba? Nu. Eu eram artistă satului, artistă raionului și pe urmă am venit la capitală și visul meu s-a împlinit. Pentru că, de fapt, o fetiță dintr-un sat din Moldova, fără școală muzicală în sat, fără studiouri de creație, fără condiții speciale, visa să devin artistă și mai târziu visul meu a luat o imagine clară, deci nu pur și simplu artistă. Deja eu știam prin clasa 8-a că vreau să devin crainică la televiziunea Moldovei și ăsta era un vis foarte îndrăzneț. Era o utopie, pentru că pe atunci erau câțiva crainici. Erau singură televiziune și erau probabil cel mult 4 crainici. Și tu, un copil din Sărătenii Vechi, raionul Telenești, să-ți dorești să fii crainică, era prea îndrăzneț. Dar uite că visul ăsta s-a împlinit, de fapt a fost o minune. Dar cum ați ajuns să deveniți? Simplu. Ca și toate lucrurile mari, se întâmplă simplu. Eram la anul 4 și am citit un anunț, se anunță concurs pentru suplinirea postului de crainică. Și ați simțit atunci, ați avut așa un feeling, cum se zice. Și am început să mă pregătesc. Nu, eu nu simțeam, eu îmi doream foarte mult. Și am început să mă pregătesc, am găsit eu un magnetofon la tata întrerup lucrurile vechi, un magnetofon cu bobine, mă înregistram, mă ascultam, mergeam la profesoara noastră de la universitate de dicție și făceam cu ea exerciții. Într-un final, eu am luat acest concurs, erau foarte multe pretendente, deci la primul tur erau vreo 400 de fete. Wow, 400! Și era un singur loc vacant. Am trecut peste 4 etape și eu am luat acest concurs. A fost o minune, eu zic. A fost o minune. Visul s-a împlinit și tocmai de asta eu acum încurajez toți copiii să nu le fie frică să viseze. Chiar dacă s-ar părea că au un vis ireal, așa, trebuie să meargă cu încredere spre împlinirea acestui vis. Bine, nu pur și simplu să-și dorească, dar în fiecare pas să facă, în fiecare zi vreau să zic, să facă un nou pas spre împlinirea acestui vis. Orice, exerciții, nu știu, antrenament, repetiții, cunoștințe, informații, orice, dar să meargă spre împlinirea visului și în felul acesta în fiecare zi, copilul își antrenează aripile, știi? Exact ca în povestea Răsușca cea urâtă. Când ea nu semăna cu celelalte păsări din curte și toți au alungat-o și ea s-a ascuns într-o peșteră pe malul Iazului și stătea în întuneric acolo, nu vroia să iasă pentru că toți râdeau de ea, cum arată. Și ieșea doar noaptea și își antrena aripile în fiecare noapte. Chiar dacă era iarnă, chiar dacă era ger, chiar dacă era frig în acea peșteră, chiar dacă era întuneric și era singurică, ea ieșea noaptea și antrena aripile. Și atunci când a venit primăvara, ea a ieșit și într-o secundă și-a luat zborul. Exact ca în viața. Pentru că dacă ea nu făcea lucrul ăsta, atunci când venea primăvara, aripile ei nu erau să fie puternice și ea nu era să poată zbura.
dar ea a zburat, s-a prefăcut în acea lebădă extraordinară și când a venit în curtea păsărilor care au alungat-o, toți o admirau și au rămas fascinați de frumusețea ei și nu le venea să creadă că această lebădă este acea rățușcă urâtă. Ludmila, ați rămas cea mai bună la povești și până în prezent este incontestabil acest lucru, absolut incontestabil. Dar cum ați început să spuneți povești copiilor? Că vă vine ca o mănușă, așa mă gândesc, că ar fi greu să nu vă isesiza cineva. Eu, deci, am fost angajată crainică. Pe atunci, crainicii prezentau toate emisiunile care erau realizate la televiziune. Da. Pentru că autorii, redactorii sau realizatorii emisiunii nu aveau voie să prezinte, să iasă în cadru, așa cum e acum. Acum orice autor poate să-și prezinte propria emisiune. Da. Ei, atunci nu era așa. Era departamentul de crainici și toți autorii emisiunilor veneau la crainici și își alegeau crainicul pentru emisiune. Asta se făcea săptămânal. Și eu prezentam la început, ca și toți colegii mei, tot genul de emisiuni, de la noutăți până la emisiuni sportive, de știință, despre agricultură și așa mai departe, și așa mai departe. Asta a fost din anul 1980, în 80 eu am fost angajată, până prin 87. Ei, și iată că la un moment dat, în 87, colegile de la redacție emisiuni pentru copii s-au gândit să facă formatul poveste de seară exact ca și formatul de la televiziunea centrală, de la Moscova. Acolo era Tiotea Valea cu două animăluțe și colegii mei s-au gândit să preia acest format și să facem și noi poveste de seară și atunci eu am fost invitată să fiu acea Tiotea Valea din Rusia. Și aveam alături meu Nică și Grivei, deci motănelul și cățelușul. Și la prima emisiune fetele au scris scenariu și le-au dat textul animăluților și cum să-mi zică mie, pentru că emisiunea era adresată celor mai mici și nu puteam să zicem și noi Tiotea Liuda. Da. Și atunci pentru prima dată au folosit formula Tanti Ludmila. Așa. Și în acel moment s-a petrecut ceva uimitor pentru mine. Pentru că din prima seară când Meunica și Grivei au început să mi se adreseze Tanti Ludmila, Tanti Ludmila, au început să vină scrisori. Ajungeam la saci de scrisori și foarte multă lume din Moldova noastră de pe atunci întrebau ce înseamnă cuvântul tanti. Așa e, nu știu. Pentru că în Moldova nu se folosea acest cuvânt. La noi era aceeași chioche, țaca, lelea, mătușa, cum vrei. Și ei dar probabil credeau tanti. Că e un pseudonim ceva. Da, cum? Și ei nu știau și mă întrebau ce e, numele de familie, e poreclă, scriau cuvântul ăsta în tot felul, tenti, tinti, tonti. Și au coincis niște lucruri. În primul rând, eu m-am simțit în sfârșit în apele mele în această emisiune. Eu am simțit că asta e ceea ce simt eu cel mai bine. Am simțit contactul cu telespectatorul care stă acasă. Știam că stă copilul acolo și se uită la mine și eu vorbeam cu el. Era cu totul altceva decât în emisiunile precedente, cu noutăți, cu știință, agricultură și așa mai departe. Și a coincis chestia asta, contactul meu cu telespectatorul, a coincis cuvântul ăsta de ochiat pentru public. Nu știu ce a mai fost, ce magie s-a întâmplat, dar eu am devenit populară, a doua zi m-am trezit populară, ceea ce nu se întâmplase 7 ani în calitate de pur și simplu crainică. La Noapte Bună Copii a fost un succes și de acolo s-a pornit. A fost într-adevăr un adevărat succes acel tanti, pentru că și până astăzi lumea vi se adresează așa. Exact, ori, da. Tanti, da, Ludmila. Exact, eu chiar și până în ziua de azi, dacă mă prezint la telefon cu Iva Ludmila Bălan și observ o pauză,
Zic, tante Ludmila. Tante Ludmila. Deci eu mă bucur foarte mult să lipi de mine această poreclă, cum îi zic eu între ghilimele. Și acum, dacă cineva nu îmi spune așa, parcă ceva îmi lipsește. Bine, tante Ludmila, dar despre show-ul, tante Ludmila, nu da. Este dor? Da, mi-e dor, nu, nu este, să știți. Păi, în iarna asta am reluat, am revenit, am făcut la Filarmonică, tante Ludmila show. Așa. Și a fost o revelație, a fost o bucurie atât de mare pentru mine. În primul rând că a fost sold out, a fost sala arhiplină și a fost o atmosferă de neuitat. Am fost toți un tot întreg, și cei din scenă și cei din sală, chiar am simțit o minune. Ați întors în timp, parcă, da? Și ați simțit acele momente de 10 ori mai amplificate de magie. S-a întâmplat ceea ce eu credeam că va fi greu de realizat după o pauză atât de mare, mai ales că copiii din ziua de azi nu știu cine este tante Ludmila, știu doar părinții lor, care au crescut cu poveștile mele și acum au copiii lor și acești copii, foști copii ai mei, și-au adus copiii lor. Și asta e un lucru tare frumos. La spectacol, povestindu-le probabil preventiv cine sunt și de unde sunt. Și vreau să vă spun că după asta am mers prin grădinițe pentru un casting. Cred că o să vorbim un pic, că eu, mai mult decât atât, reîncep acum proiectul Poveste de Seară. Serios? Da, și pentru... Asta e prima dată faceți acest anunț la noi la emisiune, că n-am mai auzit. Am mai zis de ziua mea vineri la un alt post de televiziune și acum vă spun și vouă. Așa. Și... după tante Ludmila show din februarie am mers prin grădinițe pentru un casting, căutam copii carismatici și am fost uimită că acești copii deja știau cine sunt. Eu intram în grădiniță și copiii, wow, alergau toți în întâmpinare, tante Ludmila, tante Ludmila. Aveți o aură pentru copii, este clar acest lucru, dar ați spus atunci că v-ați trezit celebră peste noapte. V-a dus celebritatea asta vreodată și a avut și dezavantaje sau nu? Da. Sunt. Bineînțeles. Popularitatea întotdeauna are două capete ale bățului, da? Cum zic moldovenii. Dar nu vreau să vorbesc acum despre negativ, pentru că eu încerc să nu iau în seamă lucrurile negative. Asta cred că mă ajută să supraviețuiesc. Poate e prea tare spus, dar cred că în condițiile showbiz-ului, mai ales din ziua de azi, ar fi un termen potrivit, să supraviețuiești. Pentru că există. Vrem noi ori nu vrem, există răutăți. Foarte multe răutăți și ar mai trece pe lângă mine răutățile astea dacă n-ar fi și... Adică dacă ar fi pur și simplu așa răutăți, cum, mă rog, e firea omului să mai fie invidios și rău, dar uneori se întâmplă răutăți planificate, răutăți gândite. Iată, asta e cel mai greu, e cel mai grav. Și of, Doamne, ce să zic? Eu i-aș sfătui pe toți să fie totuși pozitivi în viața asta, să fie buni, pentru că un om rău, în primul rând, niciodată nu poate fi sănătos. Pentru că răutatea te distruge dinăuntru. Adevărat. Și trebuie să ne gândim toți la lucrul ăsta. Și slavă Domnului că eu nu am o calitate pe care unii o au. Eu vorbesc despre răzbunare. Eu niciodată nu mă răzbun pe nimeni, chiar dacă sunt oameni care poate îmi fac răutăți, chiar lucruri grave, urâte de tot,
niciodată nu m-am răzbunat pe nimeni, pentru că să nu uităm că în viața asta există bumerang și toate răutățile se întorc la omul care le face. Și nu e nevoie să te răzbuni neapărat. E mai bine să rămâi pozitiv și să-i dorești fiecărui om tot binele din lume. Și o să fii fericit tu în primul rând și o să fii liniștit și o să fii sănătos și o să fii frumos. Da. Mă gândesc că având atât de mult lipici la copilași, toți absolut vă iubesc, când aud poveștile, stau acolo ghemuiți și ascultă cu atenție. Sunt tare curioasă să aflu care este relația dumneavoastră cu nepoții, pentru că aveți doi nepoței tare drăgălași și mă gândesc că sunteți cea mai bună prietenă sau... Am niște nepoței extraordinar de dulci, 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 ca și toți copiii de altfel. Și eu mă bucur tare mult de ei și mă bucur că ei îmi zic Liuda. Nu, vă zic bunicuța. Ba da, îmi zic și bunicuța, da, și bunica, dar lor le place foarte mult să-mi zică Liuda. Așa. Și sunt atât de deștepți, ingenioși, sunt foarte carismatici și interesanți. Din păcate, eu nu prea stau foarte mult cu ei. Ei stau la casa lor și nu ne vedem chiar foarte des, așa poate cum ar fi trebuit să fie. Oricum, eu îmi doresc asta foarte mult. Dar sper că o să mai crească puțin și facem noi alt gen de întâlniri. Așa. O să călătorim și o să povestim. Frumoase, frumoase vise aveți în continuare. Doamna Ludmila, și o să vă rog să ne mai cântați încă o melodie. Încă o melodie? Da. Ce vrei să-ți cânt? Dor de noi. Dor de noi. Da. Îmi place piesa mult și această piesă. Și o să vă rog tare mult să ne cântați. Da, mi-a cere foarte multă lume. Este o piesă pe care a scris-o Daria Radu și versurile aparțin prietenei mele, Claudia Partore. Așa, să o ascultăm cu drag. Dor de noi. Așteaptă vara, cum aștept popoare, iar să zbor în veri, să ajung în toamnă, toată în primăveri. Și alerg într-una, iar pornesc la drum. Azi mi-e dor de mâine, mâine de acum. Iar mi-e dor de tine, iar mi-e dor de noi. Dor de clipa în care să fim amândoi. Și alerg într-una, iar pornesc.
revenit. Despre nepoței vorbea și le ziceți povești? Da, da, am încercat deja să le spun povești și sunt tare bucuroasă că mă ascultă. Da, ce povești Cel le ziceți? Cel mai important este să captezi atenția copilului. Și dacă reușești lucrul ăsta, e mare lucru. Și eu am reușit. Ne ziceți și nouă povestea? Vreți și voi poveste? Ok. Cred că la flacăra acestui foc și la ora asta e bine venit o poveste. Dar ce să vă spun eu? Bine. Una cu morală care e bună. Ok. O să vă spun o poveste despre inima perfectă. Într-o bună zi, un tânăr s-a oprit în mijlocul unui oraș și a început să se laude că el are cea mai frumoasă inimă. Și în scurt timp, în jurul lui s-au adunat foarte mulți oameni și au început să-i admire inima. Și inima lui, într-adevăr, era perfectă. N-avea nicio fisură, nicio zgârietură. Dar, în acest moment, printre mulțimi s-a strecurat un bătrânel. Bătrânelul s-a apropiat, s-a uitat și el la inima tânărului și a șoptit așa, mai mult ca pentru sine. Da, inima lui e perfectă, dar inima mea e mai frumoasă. N-aș schimba pentru nimic inima mea acolo-i. Și atunci mulțimea și-a întors privirea spre bătrânel și curioasă se uita cine oare se laudă cu o inimă mai frumoasă. Și când s-au uitat mai bine, toți au rămas uluiți. Cum poate să spună acest moșneguț că inima lui e mai frumoasă? Da, inima lui era puternică, bătăile inimii se auzeau până hăi departe, dar inima lui era plină de cicatrice. Bucăți întregi din inima lui erau înlocuite cu bucăți străine. Și pentru că marginile nu se potriveau perfect, erau colțuroase. Mai mult decât atât, bucăți întregi din inima bătrânului lipseau și acolo erau răni deschise. N-arăta deloc bine. Tânărul s-a uitat și el la inima bătrânului și a început să râdă. Hei, moșnege, ce-i cu tine? Cum poți să zici că inima ta e mai frumoasă? Uită-te la inima mea, e perfectă! Și uită-te la a ta, e toată o rană. Și atunci bătrânelul i-a zâmbit și a zis: dragul meu, fiecare cicatrice din inima mea îmi amintește de dragostea pe care am dăruit-o oamenilor. Rup o bucată din inima mea și o dau omului de lângă mine. De multe ori, oamenii îmi dau în loc bucăți din inimile lor și pentru că nu se potrivesc perfect, marginile rămân colțuroase. Se întâmplă ca vreun om să nu-mi dea nimic în loc și atunci în inima mea rămâne o rană deschisă. Dar și așa, chiar și pe acești oameni, eu tot una iubesc și aștept că poate într-o zi îmi vor dărui măcar o bucățică din inima lor. Ei, acum ai înțeles ce înseamnă adevărata frumusețe a inimii? L-a întrebat moșul. Bătrânul aștepta răspuns și tânărul, cu lacrimi în ochi, s-a apropiat de bătrân, a rupt o bucată din inima lui și cu mâini tremurânde i-a întins-o moșului. Moșul, la rândul lui, a luat și el o bucată din inima lui și i-a întins-o tânărului. Tânărul a luat-o, a pus-o în locul care rămăsese gol, dar pentru că nu se potrivea perfect, marginile au rămas colțuroase. S-a uitat la inima lui. Inima lui nu mai era perfectă, dar n-a fost niciodată așa de frumoasă. S-a apropiat de moș, l-a îmbrățișat și au pornit amândoi pe alee. Vreau să vă spun că probabil ar fi foarte trist să mergi pe drumul vieții cu o inimă perfectă. Foarte frumoasă poveste și v-aș asculta la nesfârșit. Așa am simțit.
și cu o morală foarte bună. E de gândit ce ați spus. Și îți spuneam că vom reîncepe acum povestea de seară și o să încerc să le spun copiilor povești din care să învețe ceva. Nu de genul capra cu doiezi, pentru că povești de genul ăsta li s-au spus copiilor din fașă. Vreau alt gen de povești și vreau să fie o poveste pentru toată familia, să stea să asculte toți această poveste și dacă copilul nu va înțelege ceva, atunci mama sau tata să poată să explice. Să vă reușească cu siguranță. Pentru că copilul va avea foarte multe întrebări. Dar eu vreau ca fiecare copilaș să rămână cu o învățătură din fiecare poveste pentru toată viața. Și dacă cândva prin copil o să-și amintească că, uite, lucrul acesta eu îl știu de la tante Ludmila, cred că asta va fi cea mai frumoasă răsplată pentru mine. Cu siguranță le-ați spus povești și copiilor dumneavoastră. Și acum să vă întreb cum este să fii mama lui Dan Bălan. Probabil s-a adresat această întrebare de 100 de ori, să o adresez și eu. Și ce mai face Dan? E fantastic. Eu cred că încă nu realizez până la urmă ce înseamnă asta. Eu sunt pur și simplu mama lui Dan, dar sunt o mamă foarte, foarte fericită. Foarte. Și eu doresc fiecarei mame să simtă ceea ce simt eu. Dan acum e implicat în multe proiecte, îl văd foarte rar. Sincer să-ți spun, nu pot să știu în fiecare moment unde se află, pentru că cu trei globul pământesc. Cred că o să avem noutăți în timpul cel mai apropiat de la Dan, iese noi și lucrează foarte mult și studiourile lui sunt împrăștiate pe tot globul pământesc. Așa că, din păcate, e mai mult prin avioane. Cred că e foarte greu și... Dar ce să zic? Vorbiți? Asta e soarta artiștilor. Da. Asta e soarta artiștilor. Eu îl urmăresc, în schimb, în fiecare duminică la Golos Ucraina. Așa, și noi. și deja mă uit la televizor și parcă e lângă mine. Îl simțiți mai aproape. Da, da. Dar cât de des vorbiți? Vă sună des? Da, vorbim foarte des. Slavă Domnului, acum este WhatsApp, Viber și toate minunile de pe lume. Așa că vorbim. Dar atunci când are timp și vine rar pe acasă, am înțeles, ce-i pregătiți? Ce-i faceți? Probabil vreți să-i faceți toate poftele, să-l aveți așa... să fie el cel mai fericit. Sincer, da, eu încerc să-i fac bucatele din copilărie, dar acum Dan, el are un regim al lui special. Așa. Și atunci încerc să-i fac ce vrea el. Nu din felurile de mâncare pe care le făceam când erau ei mici, pentru că acum e altă viață, nu știu cum să zic mai bine. Dar acum lumea viață sănătos și încearcă să... Da, pe atunci nu exista știința despre a mânca, da? Uh-huh. Să știi a mânca. Acum toată lumea încearcă să mănânce corect, să mănânce sănătos și asta e foarte bine. Pentru că de mâncare depinde foarte mult în viață. Eu chiar astăzi mi-am amintit o poveste veche, scurtă de tot, despre modul sănătos de viață. un țăran avea un car cu boi și într-o zi unul dintre boi îi zice celuilalt bou: frățioare, uite, noi muncim din zori până în seară, în fiecare zi, muncim din greu, dar stăpânul ce ne dă să mâncăm? Doar iarbă și fân. Așa. Asta e mâncare. Dar uite-te la purcel. Purcelul lenevește toată ziua, stă tolănit la soare, nu face nimic, iar stăpânul îi dă să mănânce fel de fel de mâncare, cu grăsimi, multe, gustoasă.
Și atunci celălalt bou îi zice: ei, frățioare, nu trebuie să-l invidiezi pe purcel. Pentru că, uite, noi mâncăm mâncare simplă, dar avem putere, forță și uite cât de mulți ani trăim. Dar purcelul nu are nici putere și uite-te ce viață scurtă are. Așa e, așa e și în viață. Așa că eu cred că trebuie să mâncăm cât mai simplu, cât mai simplu, bineînțeles să fie gustos, dar fără prea multe bucate sofisticate și cu multă, multă carne și grăsime. Și... pentru că mie, de exemplu, îmi place carnea, dar o prefer doar la grătar, nu prăjită. Și fiartă tot e sănătoasă. Dar nu-i gustoasă. Dar nu-i gustoasă. Așa. Și atunci eu prefer la grătar doar cu legume. Niciodată nu mănânc carne cu pâine sau cu cartofi sau cu mai știu combinați eu ce. Combinați corect alimentele. Da, da. Asta... eu vreau să-ți spun că eu asta fac intuitiv de când mă țin minte. Eu când eram copil mâncam foarte rău și mama se chinuia să mă hrănească. Noroc de tata că i-a zis: niciodată să nu forțezi copilul să mănânce. Când o să vrea, o să-ți ceară singur. Și nu m-au forțat acasă să mănânc. Și eu mâncam intuitiv corect, ca să vezi. Eu niciodată nu mâncam cu pâine. Aveți cultura alimentară bine dezvoltată. Eu mâncam pâine separat și carne separat. Împreună niciodată, de exemplu. Și da, și asta eu cred că ar fi bine să țin în minte prietenii noștri. Chiar niciodată nu trebuie să forțăm copiii să mănânce. Pentru că copilul are o intuiție foarte dezvoltată și organismul lui îi spune când să mănânce și cât să mănânce. Adevărat. Alimentația ar fi unul dintre secretele de frumos, de menținere a dumneavoastră în formă. Care ar fi celelalte? Pentru că aveți o siluietă impecabilă, aveți un păr, sunteți întotdeauna atât de radiantă și multă lume se întreabă totuși, care este secretul? Eu sincer chiar n-am secrete. Nu știu. Sport faceți? Da, dar nu forțez nici cu sportul. Eu în general nu forțez nimic în viața asta. Las lucrurile să meargă așa de la sine. Important e că tot ce fac, fac cu plăcere. Nu forțez. Chiar și când mănânc, eu mănânc cu plăcere. Dacă chiar vine vremea că mi-e foame, dar ceea ce mi se oferă nu-mi place, eu nu mănânc. Nu. Deci pur și simplu așa ca să mănânc de foame, nu pot pur și simplu. Eu trebuie să mănânc cu plăcere și mănânc, apropo, încă o regulă, probabil, de la mine. Eu mănânc foarte încet. Foarte, foarte încet. Eu mănânc o dată în zi. O dată în zi doar? Da. Și încet. Uneori, poate de două ori, dar cel mai des o dată în zi și foarte încet. Foarte, foarte încet și cu plăcere. Savurați orice bucățică. Bine, cu alimentația și cu sportul ne-am înțeles, dar, nu știu, niște proceduri pe care le faceți acasă, cum își fac femeile, un castravete pe ochi, părul cu nu știu ce, aveți trucuri din acestea, nu? Nu, decât lămâie pe față. Lămâie, așa. Decât lămâie. Altceva, nu știu, n-am văzut de la altceva efecte. De la lămâie am văzut. Vă înălbește tine, nu? Nu atât cât înălbește, probabil mai degrabă exfoliază și ajută să scăpăm mai repede de celulele moarte, care cu vârsta nu se mai desprind așa de ușor. Și atunci lămâia ajută. Avem un secret. Mulțumim că ne-l-ați zis. Relația dumneavoastră cu Dan este foarte cunoscută, pentru că Dan este extrem de celebru și... dar oarecum relația cu fiica este mai puțin... există o graniță și multă lume se întreabă ce mai face Sanda, cum este ea, care e relația dintre... este o relație două? Mai puțin afișată, da. Pentru că Sanda este foarte modestă și este împotriva publicității, mai ales ceea ce ține de familie.
Dacă ați observat, pe Facebook nu apar pozele copilașilor ei, nepoțeilor mei. Ea nu-mi dă voie, eu aș posta în fiecare zi că mi-s așa de dragi și am atâtea poze cu ei interesante și atâtea videouri interesante, cred că ar fi mai multă lume curioasă să vadă. Și Sanda este reținută și ea nu vrea să afișeze viața de familie și mai ales atunci când e vorba de copii. Ea a zis, când vor crește copiii, ei singuri vor decide. Vor ei să apară pe rețelele de socializare? Vor ei ca pozele lor să fie admirate de alții sau nu vor? Și eu cred că e o decizie corectă. Deci spuneam că ea este foarte modestă, foarte muncitoare. Acum scuzați-mă că îmi laud fata, dar așa este și lumea care o știe mă felicită pentru fiica mea. Da, deci eu sunt tare bucuroasă când aud de la lumea din prejur, wow, ce fiică aveți, ce bună la suflet este, pentru că într-adevăr e foarte prietenoasă, cred că are jumătate de oraș de prieteni și este omul care e gata să dea și cămașa pentru prieten. Dă tot, până la ultimul bănuț, ea poate să-l dea să-și ajute un prieten, dacă e nevoie și se adresează, ea are o inimă. Sunteți o mamă într-adevăr împlinită și cu siguranță atâta fericire emanați și atâta bunătate, încât se vede că într-adevăr sunteți fericită. Așa este. Am o familie foarte, foarte frumoasă. O familie care întotdeauna mă susține, întotdeauna mă ajută și întotdeauna toți, fiecare din familie e alături de mine cu tot ce poate, întotdeauna. Și așa am fost și acasă la părinții mei, care mă iubesc foarte mult. Tatăl, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, nu mai e printre noi de ceva timp. M-a iubit nespus de mult și eu îi seamăn lui și am fost într-un gând și într-un suflet mereu cu tata și cu mama la fel. Mama, am o mamă extraordinară, să-i dea Dumnezeu sănătate. Vine tot timpul, chiar și la vârsta asta onorabilă, vine și mă ajută cu ce poate și vrea să-mi fie de ajutor mereu, mereu, mereu. Și știu că și nepoții Dan și Sanda au o relație specială cu ea. Da, Dan insistă ca unicuța să vină la concertele lui. Exact. Și tare mult își dorește. Exact, copiii mei sunt îndrăgostiți de bunica lor din fragedă copilărie. Ei au crescut la bunei toată vara, în fiecare vară. Ei vara o petreceau acolo, la sărătenii vechi. Și bunica este pentru ei o a doua mamă. Este mult mai mult decât ce ar însemna doar o simplă bunică. Și copiii mei o iubesc nespus și o ajută mereu. Și mama este foarte fericită pentru că ea simte sprijinul ăsta din partea nepoților. Pentru că, mă rog, noi toți știm că nepoții nu sunt obligați să-și ajute buneii, da? E mai... cum să zic eu? Da, copiii trebuie să aibă grijă de părinți, așa. Da? Dar nepoții deja sunt un pic mai departe. Ei, copiii mei nu s-au îndepărtat. Deci ei sunt mereu aproape. Chimia asta între familii și atmosfera asta de familie, asta e cel mai frumos lucru, cel mai frumos ce poate fi în viața unui om. Tantie Ludmila, vă mulțumesc tare, tare mult pentru că ați fost în această seară aici cu noi. Și eu. Pentru destăinuiri frumoase, pentru atmosferă caldă și o să vă rog să ne mai cântați ceva. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, m-am simțit foarte bine aici la voi. Chiar dacă sunt pentru prima dată, m-am simțit ca acasă și cu fiecare ocazie o să vin cu drag. Mulțumesc! Și acum o piesă nouă. O piesă nouă pe care am lansat-o chiar de ziua mea, acum câteva zile, O singură iubire, și autor este Mahai Ciuciu.
Să ascultăm cu drag Tanchelă Dâna. Să aprindem cerul cu stele, noaptea.